Am zis un, doi. Mai tare. Da, un profesor. Da, Alexandrina, te ascult. Vreau să-mi predați. Dar și spre dă e ca la prima lecție, de exemplu. La prima lecție și spre dă? E ca... Prima lecție spre dă, bună dispoziție. La două lecții, dar am vrei să-ți spun și spre dă. Nu-ți imaginezi să fii studenta mea? Nu. De ce? O la mine. Tu ești actriță? Încă nu sunt actriță, student. Student, în viața actorie? Da. În România? Sibiu sau unde? Acolo. Sibiu. Actlean? A, doi le dăm. Anul 2. Pe mine m-ar interesa tu ca actriță, studentă, viitoare actriță. O, e ca așa-mi plac. Da. Ce filme îți plac? Spunem 5 filme care ți le amintești acum. A, dar eu ți-am făcut ceai, dar uite să-ți o dau. Te-ai pregătit, văd că te-ai făcut, ai venit cu tema de acasă. Mi-a făcut tema de acasă, dar că am uitat parola. Nu, e normal. Eu nu trebuie să spun... Nu, spune titlul filmului, poate eu să-l cunosc sau... Noi am vorbit despre Amélie. Uh-huh. Eu totuși am hotărât să-l aleg, pentru că... Mie, în primul rând, la film îmi place coloana sonoră foarte tare. Eu tot timpul la film îmi uit la coloana sonoră. Ascult. Și mie îmi place de actriță în rol principal. Înțeles, uite. O tritatu. Tu când spui coloana sonoră, la ce te referi? La melodiile din film. Bun, coloana sonoră nu e doar partea melodică, da? Dar și sunetele, și ambianța, și... Nu, eu strig din melodie vorbesc, știi? Înțeles, da. Cine e autorul melodiilor din Amelie? Ian Pierson, da, nu știu cum se pronunță. Sunt deșteaptă. Bravo! Da, a fost o perioadă, îmi plăcea mult să vă ascult. Păi mie îmi place, Tony. Apoi când eram ca tine. O coloană sonoră, bun, Amelie în film așa, el... Dar vezi că eu încep să vorbesc. Vorbești nu, tot. Dar mie îmi place, știi de ce? Pentru că eu când l-am privit, eu l-am privit acum, ți-am spus, în semestrul întâi când am terminat, eu chiar avem nevoie să privesc filmul ăsta. Nu știu, adică el pe mine chiar mi-a deschis ochii, vorbind așa mai... Tu când spui că aveai nevoie să-l privești, la ce te referi? Adică starea ta era... Nu, știi care-i faza? Eu priveam numai blockbuster-uri din astea. Știi când te duci la patria așa arată așa frumos, Angelina Jolie sau... Așa nu, da, este bunul vechi, dar oricum e din 2001. Păi dar și Angelina Jolie are filme și mai vechi. Da, dar ăsta filmul e filmat altfel, știi, în altă zonă. Am citit mai multe recenzii și am înțeles că, nu că am înțeles, eu și am văzut, că filmul iau total, e scos din tiparele cinematografiei cum era atunci pe timpuri, adică au făcut o, I don't know, cum se cheamă asta, când, știi, când cinematografia schimbă, mă ajută. Revoluție. Da. Revoluție. Înțeleg la ce te referi tu. Tu ai avut nevoie de altceva. Tu o perioadă consumai, spunem, un fel de artă. Artă, știi? Filme, nu, de ce nu? Da, este filme de... Eu te-am înțeles și tu ai nevoie. Tu ai avut nevoie de un alt aer, de un alt... Da. Alt tip de film, un aer de... Și uite, eu... Francez. Da, mă, apropo, e și aerul ăsta francez, foarte fain. Eu am înțeles că regizorul trebuia să iei altă persoană, nu știu cum e, nu mi-aduc aminte. Și după aia au rescris scenariul și totuși au luat o actriță franceză. Și ea s-a filmat și în Codul lui Da Vinci, îmi pare că. Dar mai cunoști ceva filme de-a lui Jean-Pierre Jeunet? Nu cunoști? Mic Mac este un film, tot el l-a făcut. Alien, nu știu. Mic Mac? Da, mă tind Alien ceva... Următorul sunt de doi regizori, numai că filmele sunt diferite. Frații Coen sau? Nu. Nu, e de un regizor, dar filmele sunt diferite, știi? Ah. E Fight Club și The Curious Case of Benjamin Button. De ce tu le iei pe Amelie împreună? Pentru că sunt de aceeași regizor. E de același regizor, da. Ah, ok. Și faza e că l-a luat pe Brad Pitt și în unul și în primul și în al doilea. Am unde despre Fight Club.
E că ăsta e filmul care a făcut revoluție în cinematografie. Nici nu în cinematografie, dar ca aspect și ca înțeles, știi? Ăsta e filmul vieții mele. Dar când l-ai văzut câți ani în urmă? Dar nu l-am văzut câți ani în urmă. L-am văzut acum, recent. Aha, acum recent. Acum recent? Da, el e din 99 de când îs eu. Tu ești din 99? Da. Și că... Alexandrina, du-te, ușa ai deschis. Tu ești de când e matrița, da, aproape, da? O, oh, Boże. Eram Plăcău. Nici tu așa cu mine. Măi, 99 e fain. Și din 99. E fain. Cred că eu tot ești din 99. Adică în 99 eram. Ok. Hai spune-mi un pic ce ți-a plăcut în filmul ăsta atât de tare sau nu știu. Mi-a plăcut de brat. Posibil eu am atras mai mult atenție la Brad Pitt tot după filmul ăsta. Așa e? Da. Dar îmi dedusem seama că l-am mai văzut cumva, știi? Adică era tipajul memorizat, dar eu fiind copil nu țineam minte actori, nu m-a interesat cinematografia și anume când am văzut filmul ăsta, mă tind că atunci l-am memorizat mai bine și căutând cumva și filme mai sunt cu el, mi-am dat seama că eu am mai văzut. Da, stai, dar Mr. și Mrs. Smith din ce an e? Mai nou. E mai nou. Da. Nu știu, eu nu l-am înțeles, ți-am spus istoria asta, că eu mă uitam la film și nu eram atentă. Ți-am zis, ba, mă uitam puțin, după care mai luam telefonul, mai vedem și ne-am mai scris sau vorbeam cu altă lume. Și nu, chiar nu am înțeles despre ce film și mă uitam numai la 20 de minute din film și l-am închis și am zis că ăsta și e film. Și după asta mi-a spus cineva că, băi, dar filmul nu e despre izbat acolo sau ceva de genul ăsta. Știi, ieși, privești și uite-te până la urmă despre ce filmul, că zic lumea că... delegrări, știi, din astea. M-am luat în mâini și am zis, băi, trebuie să privesc filmul ăsta. Toată lumea l-a privit și eu nu l-am privit, știi? Eu am stereotipul ăsta, că dacă toată lumea privește un film, trebuie să-l privesc și eu să văd despre ce. Și m-am uitat și am rămas la urmă, știi, după ce s-a terminat filmul, eu am mai rămas încă 5 minute și eram așa. Și s-a întâmplat. Știi? Adică îți schimbă viziunea total. Faptul că personajul central, eu nu știu cum îl cheamă pe actorul ăla. Și vrei să vezi și mă întrerup. Edward Norton. Așa. Adică în el sunt două personalități pe care fiecare din noi le are și noi nu știm cum să le controlăm în diferite situații. Asta e... Mi-a uitat gândul. Ce-am vrut să zic. Regizorul a fost să-l placă. Da, un fel de, știi, American style cu bătăicul. Dar de fapt nu e despre asta nu filmul. Nu cred că nu e atât de... American style cu bătăie, cred. Adică sunt lupte, dar nu știu cum și luptele sunt un pic altfel arătate, știi? Sau când ei se bat în stradă sau... Nu sunt lupte de astea perfecte sau știi, ies așa nu, un fel de... Nu, păi ca și personalitatea lor. Bingo! Și... Oh, e că așa mă... Nu mai fă așa! Când David Fincher a făcut filmul nu a avut succes. Pe, da. Mm-hmm. Și mă tind că mai târziu David Fincher spunea că dacă filmul era să aibă succes, el s-a apucat și face partea a doua. A doua, da. Dar filmul, cumva, succesul filmului a venit în timp. E bun filmul. E bun. E bun. Dacă o să-ți dăm profesor, înseamnă că e bun. A doilea. A treilea. Filmul ăsta, eu l-am văzut de 10 de mii. Serios? De ori, n-ai să mă crezi. Serios? De zeci de mii și de zeci de mii de ori am poșem, că eu și așa boșează. Când l-ai văzut? Măi, l-am văzut de foarte multe ori. Ultima dată l-am văzut acum jumătate de an în urmă. Nu mă lăsa. Vreau să știi frumoasă. Ca și așa surâtă. Crezi că eu te-am chemat de și? Weibli. Să-ți beau ceai, dar și ai pus în ceai, ai pus eu în ceai, să mă adormi aici. Vezi cum și se încălzește atmosfera. Hai să trecem la Gladiator. Îmi place de actor. Cine e actorul ăsta? Russell Crowe. Când l-ai văzut, te-am întrebat, mi-ai spus? Cu jumătate de oră, nu. Am văzut cu jumătate de an în urmă. Cu jumătate de an în urmă. Și timp de jumătate de an, tu l-ai văzut de 10.000 de ori? Nu, eu l-am văzut atunci, a jumătate de an în urmă, l-am mai văzut în de zeci de mii de ori. Până la jumătatea asta de an în urmă, da? Nu mă nerva! Vreau să înțeleg logica ta. Nu, logica e că l-am privit de foarte multe ori. Bine, nu de zeci de mii de ori. Exagerez. Eu tot exagerez. Văd. Am zis că trebuie să dai la actor. Nu, serios, mi-a plăcut filmul.
Și îmi place și de compozitor, de Hans Zimmer. Dar mi-a plăcut foarte tare de actorul central, Russell Crowe. Cadrele sunt foarte faine și cred că s-au lucrat foarte mulți ani la dânsul. Din punct de vedere actoricesc, totul este... Eu observ că tu ai Amelie 2001. M-am întors după asta 99. Nu. Fight Club 99, Gladiator 2000. Sunt toate cam în aceeași perioadă și cam atunci tu te-ai născut, de fapt, știi? Adică astea nu sunt filmele care... De exemplu, apare mâine un film nou la cinematografie. Și îmi place? Nu, nu asta vreau. Adică apare un film nou la cinematografie, lumea îl vorbește, tu ești deja adultă și poți să-ți dai seama dacă vrei să-l privești sau nu. Atunci tu abia te-ai născut, pentru tine filmele astea, tu nici un... Da? Adică, nu, gândul meu, eu vreau să spun că tu acum, alegând la ce film te uiți, tu cât de cât alegi niște filme mai vechi. Da? Păi da, adică 20 de ani vechime. De ce? Și practic acolo găsești favoritele tale, da? Noi, ne... bun, nu știu ce filme îmi vrei să mi spui, dar... Știi cum e? Eu tot timpul vorbeam și spuneam la oameni, eu sunt de modă veche. Nu, 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 dar ți-l-o recomanda cineva, tu singur ai început să le cauți din dorința de a fi și a descoperi, pentru că simt, de asta și asta încerc să ajung, mă simt de modă veche și simt că trebuie să privesc filmele alea vechi. Nu știu, știi, parcă cineva a mine și spune, măi, uite-te la filmul ăla, că e fain, știi? Îmi place tot și vechi și tot și... Cine e regizorul? Genial. Ți-l-ai notat, am înțeles. Da, dar ai reușit să știți? Nu. Dar ți-l-ai notat, sigur? Da. R? Ra... Riley... Rid... Rid... Ridley... Scott... Da, mai spune o dată. Ridley Scott? Bra. Serios? Ce-s de bama la gheață? Așa, faci în lecții ca la clasa întâi. Profesor. Eu îl repriveam pentru că pe mine mă interesau scenele de strict actorie. Păi tu l-ai privit, tu ai dat de el pur și simplu la o, posibil la o vârstă mai... Eu am dat de el că maică mi-a suitat la el. Știi la televizor, la ProTV, filmele când le arată? Și de astea, cele mai bune. Că la ProTV de obicei se aleagă de filme tare faine. Bitva za Sevastopol. Bitva za Sevastopol? Da, rusesc. Serios, tot așa? Eu mă ne-i făcea aici, nu cred. Așa, măi, am băut și eu, dar am cam și m-am dat. Despre și Varghil. Cum acolo, așa? Băi, eu mă prezent. Aici a nici n-a și recenzii la filme, dar prost să-ți și știu un blooper de ăsta, știi, pe behind the scenes. Că normal. Bine, normal, nu poți vorge. A, bitva za. Și vorba despre A Story of Lyudmila Pavlichenko, despre povestea Lyudmilei Pavlichenko, era sniper. Mm-hmm. Prima femeie sniper din istoria războiului. Și, băi, știi cum, aici mai mult din punct de vedere actoricesc tot, adică sunt niște cadre și istoria ei este și documentar și faptul cum a supraviețuit și cum a... Tot și faci un om pentru ei. Și-a război să duci. Maica mea tot mi l-a recomandat, pentru că eu am văzut-o la Sibiu, într-un spectacol, și îți minte că mergeam pe stradă și maica mea zice, tu și fac poză cu dânsa? Și eu spuneam, nu, că mi-e rușine, știi? Și mama zice, îți pare rău. Îți pare rău? Și... Da. Nu, serios, îmi pare rău. Eu actriță Iulia Feresil. E actriță și de cinema? Adică ea joacă și în teatru, dar e și cinema, știi? Dar tu nu l-ai privit? Nu. Dar și ăla cu Ana Karenina l-ai privit? Nu. Tu un scurt metraj n-ai avut timp să te uiți, dar eu trebuie să văd... Da, l-am privit amu? Da, știu. Amu când ies din casă tău, păi. Să-mi trimiți poză că-l primești. Aici stai, da? 2012. Și cum ai timp făcut noastră? Măi, e ca eu despre dansul... Da, l-am privit. L-am privit. Gata, am scăpat. Vezi că am privit. Nu știu, pentru... La ordine e pomenit de maică ta, dacă ea privește filme sau și se ocupă ea. Mama e actriță. Mama e actriță. Și privește filme multe. Da, da, mama îmi place. Cum o cheamă? Irina Rus. Asta-i? Poți să o cheamă și până să la urmă top 5 filme. Cheamă. Azi vină? Azi vină. Frumșică.
Îmi fac și eu ce? Dar tata, nu vrei să închei! În voi... Și mai în Sibiu, da? Voi aveți, nu știu, lecții, istoria cinema, priviți filme, discutați? Nu. Serios? De ce așa se întâmplă? De fapt facem, dar nu facem la nivelul care ar trebui să facem, știi? Uh-huh. Noi nu avem, noi facem numai istoria teatrului universal. Și gata, istoria cinematografiei nu există. Și după aia profesorii se nervează. Mai, voi și n-ați privit filme cu mari artiști români? Ăla. Și pot să-mi, dar pot să-mi spui rădou când îți pușești machiaj. Dar când ai, tu ai văzut careva din ei? Uh-huh. Eu am văzut de, cu... Cum ai dat din de la Just. știi, a, și știi și vestea... Just de fiecare dată când vede altă fata aici, am locuit ea, păi... Nu mai este Just. Să rogă. Nu, eu am văzut la dânsa și că noi suntem prieteni pe Facebook și am început să mă uit. Dar asta care mi-l aduc cel mai... Nu o să aminti de... Când ieși eu, s-a zis ceva de Tarkovski, știu, dânsa e grozită. Săracă! Și ne-am văzut și alibii de sus, jos, fata și filmă-i, pași tu! Zic și eu așa, mă iubim, e doar că ok. Susține, s-o susține! Asta, ziua, adem. 8 jumate? Da. Mulțumesc! Ție mulțumesc!